interpreta de muzică populară, Lidia Bejenaru, de curând a fost omageată, iar noi am fost foarte tentați să aflăm cum și-a petrecut ziua de naștere frumoasa interpretă Lidia Bejenaru. Interpreta de muzică populară Lidia Bejenaru a fost omageată, iar noi nu am ezitat să-i adresăm interpretei un sincer la mulți ani, dar și am fost tentați să aflăm cum și-a petrecut ziua de naștere și de ce cadouri a avut parte. Vă mulțumesc foarte mult, mă rog, normal, nu-i dată rotundă și nu-i nimic așa deosebit, adică aștept să fac timpul mai cald, împreună cu toți colegii lăutarii, să ne întâlnim cu familie, cum eu de obicei iubesc să ne întâlnim cu copiii, cu nevestele, soții și la natură vrem. Am făcut că am avut niște probleme în familie, adică de rezolvat și Nicolae chiar n-a putut să fie acasă, a plecat ca de obicei cu noi. Uneori închic, ba cântări, ba... Și așteptăm încă să sărbătorim. Caterina am sărbătorit, așa, oficial. Chiar și Cornelul mi-a luat ceva francez pentru păr, balsamuri, ceva deosebit. Dar Nicolae, în genere, e fantastic. În cadouri care îmi plac. În primul rând, parfumurile și chiar și domnul George Zamfir, că l-a venit din România, a fost și mi-a transmis un cadou că am rămas uimită. Eu nu trag atenția așa mult la cadouri sau să vreau anume ceva. Vreau numai să fie toți cei dragi lângă mine. Interpreta ne-a dezvăluit că e în plină muncă pentru noi creații muzicale, care urmează să le prezinte publicului cât mai curând posibil. Acum, în o perioadă, mai au definisat niște CD-uri cu niște cântăreți din România, pe urmă merge perioada de vacanță și toamna când se încep nunțele, se încep și concertele și imprimări, am piese numai să le... Sunt chiar deja 3 imprimate și încă n-au fost în eter și sper încă să le lansez, dar mai am de acum cântice noi pregătite, numai am o romanță și un cântic umoristic, mai vecini, mai vecini, aștept numai să-l finisăm cu melodie, încă mai am niște dubii, dar până la urmă facem să iasă bine. Lidia Bejenaru nu a ezitat să adreseze un mesaj de felicitare pentru toți telespectatorii Busuioc TV. Eu vreau să vă doresc multă sănătate, emisiuni frumoase, atractive la telespectatori, la ascultătorilor, multă sănătate și să știi că noi iubim și ne gândim la cei de la țară care ne apreciază cânticile și ne săruim să facem tot pentru ei cântice frumoase și să le dărâim să ajungă la inimile lor. Mult sănătate! Zi așa, astăzi este ziua mea.